Cine acea de faină? Am primit, adică am mâncare acum. Am primit mâncare. Dar tot trebuie să mă duc să caut mâncare. Întâi începem cu o băutură. Așa, băgăm alcool. Original. De la mama lui. Ca să putem digera, că avem multă mâncare și n-am frigider să o păstrez și trebuie să bag multă mâncare. Alcoolul are și dezavantaje, dar are avantajul că dizolvă mâncarea de sine și toate alea. Și n-am probleme după aia. Și vorbim așa fără noi, mă, original. Ce-mi vine la Boscorodeac? Așa. Să... Open the... Hai să schimbăm panorama. Bă, să-i dau drumul ăsta. Păi de aceea să leg la... Hai că dau drumul și la ventilator, să mă încerc. Am un ventilator original. În culăr. Bă, dar tu știi că astă vară, l-am făcut astă vară, când era fric. Să dăm drumul și la altă lumina. Fac. Era fric. Și... Și aer condiționat să-mi bag plouă. Cu ceară cu aer. Adică era cald. Și l-am băgat și pe ăsta. Ăsta e culoare de carcasă. Era un paralel, dar l-am scos pe ăsta, fi suficient. Ăla e îndreptat spre mine, nu știu. E de la de procesor. Face mișto și i-am băgat, am privit un de la de mașină care pute frumos și l-am pus pe ăla. Și aici eu fumez, fac ce pula mea dea. Paolo, să-mi iau un pachet de țigări. Dar până una alta ne doxăm și între timp, uite și mi-au pachet de țigări. Hai să o luăm de azi, ne-a. Original. Astăzi a fost un... N-a fost protest. Eu era o măsură anunțată. De popularitate cu Basarabia. Că noi suntem români. Și ne mândrim că suntem români, da? Am văzut că ne-am mândrit. Erau câțiva aici. Eu n-am avut picolona, mi-a trebuit să port picolona. Eu mi-am scris cu pixul pe geacă un slogan care îl aveau ea. Dinainte. Sunt două slogane. Basarabia e România. Exact. Basarabia. Hai să comentăm toate aspectele. Basarabia, am de timp o la mai stăcea cu bândură de ce și poate niște lucruri. N-am băgat mai la de la loc. Și trebuie să fie la asta, mă, să spun. Îi băgăște omul de așa de stăcea. Să stai atins încă trebuie și lumină pe asta. Hai, mișcă bucile alea. Deși n-adică. Bă, gămea și pula tine. Băi! Mă!
mânca mea e pula, ia să te-i dau cu un scoci de medic. Și o las așa până cu ce consumă. De scoci de medic. Ia. Aveam unul de electrician. Și am un cuțit de captangiv. Deci dacă e pe cineva peste mine în casă, mă apar. Îl iau pe tine. Și reflexam. N-aveți ce căuta aici, ne invitați. Și dacă mă împușcă, ia la gâtul imediat. Nu umblu cu cuțit la mine, da? La mine în casă n-are ce să caute nimeni. Decât sora, mama, poate Sebi, că mi-e fost cumnat, poate chiar Adriana, că mi-e fost soție, Ioana, că mi-e fost prietenă, dar să nu o găsesc aici. Pe Adriana, pe Sebi, sau pe Ioana. Cam intra Ioana aia în invitată când aveam ușa, n-aveam clanță la ușă. Am trăit vremuri frumoase, dar eu cred că are cheie la ușa mea, dar să nu oprim. Că dacă oprim, o întreb de bine, știi? Fetele te inviți, eu te primesc. Nu e nicio problemă, că ne înțelegem bine, că ești foarte curtă. Dar mama și cu tata și cu sora e altceva. Poate vine și neinvitați. Pula mea e casa noastră. Păi lați pula mea, invitații, alea. Sunt toate treburi. Deci altceva. Hai să reglăm lumini și umbre, Sergiu Nicolae. Și ce avem noi, mamă, câtă halea să bagi noi. Cina cea de faină. Dar oricum am mai mâncat din gunoi. Astăzi sunt plin la halea, dar bag. Că sunt eu la greutatea ideală de bărbat ideal. Dar sunt cu câteva chile în mine. Oricum tot timpul m-am păstrat. În afară de într-un timp când mâncam noaptea. Nu e bine să mă ajuta. Și mai bag fazele astea. Bum! Bum! Asta mai rășinea pe mai bine, ca să nu orbelească lumea. Doar arată așa, ia uite cum face, efecte de astea, și așa îi bag una direct așa în rupe. Ia. Luminița de la gaura tunelului. Piontolimiți. Să mă fac stripper. Ca Obama că nu mai pot. Mi s-a încins blana. Unde e ceasul ăla? Trebuie să repart între din ceas. Era un ceas rusesc, îl repar. Bă, bune, mă fac ceas orbital. E electromecanic. Cum să nu repar? Merge cu 1.5 V, îl fac. L-a luat pe din Rusia, a făcut de el. Băgai o baterie de aia mai mare, ori o să-i băg de aia mai mică, sau mă cumpăr mai multe mai mici. Sau îmi iau un cel de la electronic. Sau poate face un ceas, o clețime. Acum cred că vorbesc cel mai mult. Să ne încredi stelezul ăsta, care e destul de setat. Dar ia să-l bag eu să mă ia direct în vreo așa. Așa este mai urât. Cum e urât? Nu e frumos. Am pierdut știu. Vine lumina de jos, că așa fac ăștia. Când arăți fidos, iau. Vă persepte de Dracula. Ce-mi zici, pula. De Dracula. Dar și-l bagă și de la apropiere.
într-un pachet de Dunhill. Băi, stai mă, pula mea, sunt un fel de chip Dunhill. Trebuie să-i dau și îi bag un elinie de Dunhill. Ia uite ce mișto. Că-mi trebuie multe lumini, pula mea. Dacă fac eu cu chestii simplități, nu le fac așa de capul meu. Adică le fac de capul meu, o idee. Dar știu multe efecte ale lumieri, logi. Și unde pula mea e aia? Aolo, asta e. Deci trebuie nici când nu să-mi aprind țigare. Parcă mai aveam mână. E mișto că după aia iar o aranjez, dar nu mai aranjez chiar la perfecție. Și iese fața altă. Vorbesc. S-a luat unul de mine, iar se ia unul, se mai ia altul. La urmă, se ia altul. Altă treabă n-am. Hai să vorbim de sorme. Iar că dacă zic de familie, mai zic. Pașaport de fată! Ia să vezi ce față avea cu pașaport supărată. Fata e supărată. Era cu ștoică mâncă. Ne-a făcut toți pașaport la un moment dat. Că și eu am fost în Turcia, am pașaport. Dar și eu am diploma de bac. Uite cât pula mea ce față am, zici că am 30 de ani. E lumina asta albastră. Zici că sunt zoroastră. Ia uite cum a ieșit fata. E fotogenic, e frumos și că sormea, dar aici a ieșit de o mare fel, mor de râs. E frumosică, recunosc, zic că e urât. Deci mai frumos ca ea, dar are ambiție, e perseverentă, câteodată înțelege greșit, dar are ambiție și chiar seamănă cu mine. Ia uite-te dacă nu seamănă cu mine. Deci uite-te la fața mea și uite-te la fața asta. O vezi? Era puștaică. Ăștia a zis că are ochi căprui. Pă dracu! Cât avea? 1,56 metri. Într-adevăr, atunci era mai picoată, după aia mai crescut. Când i-a făcut pașaportul la 18 ani. A mai crescut sormă, că noi creștem puțin mai târziu. Familia noastră. E ceva ciudat. Creșterea e ceva ciudat. Ea trebuia să îi se sudeze cartilajii de creștere mai demult. Dar asta virgină. Deci dacă vrei să crești mai înalt, trebuie să stai virgin. Dar ea n-a stat virgină din chestii fiziologice să facă mai înaltă. Că nu știa treburi. Deci era piticoată, acum are aproape un... cât pula mea are? 1,70. Aproape. Are cam 1,68-1,69. Eu am 1,78. Atunci era mai piticoată, dar ce nervoasă ești să vezi, uite că semănă, na, că oarecum poți să-ți dai seama, na, tu o să zici că e o iluzie, că avem aceeași freză, na, culmea, fără să vreau, mi-am făcut aceeași freză cu sormea. Să vezi că semănă, ea e sormea. Când era puștoaică. Dar de ce e așa supărată, că era răzgâiat? Are problemele existențiale. Se enerva că trebuia să-și facă pașaport, ia să vede, m-a călătorit și-a făcut pașaportul de ampule. Aia e stat, hai bă, dacă trebuie să ne facem acte, hai să facem pașaportul la toți. Nu l-a folosit. Acum poate are pașaport, că e mai șmecher ca mine, dar nu contează, nu, pe mine nu mă interesează ce face. I-am atunci și eu întrebări. Nu chiar nu mă interesează. Are treaba ei, are job-ul ei, are familie ei. Și e mai bine așa. Dar uite-te și tu în pula mea cum arăta pașaportul. Era după Revoluție.
dacă încă rămăsese chestia asta, te piși pe tine de râs. Și ăștia de la pașapoarte nu și-a schimbat imprimanta. Era alea de comuniști. Și să-mi dau pe taică-mi în gând. Eu fugeam de UTC. Păi stai puțin, taică tu n-a fost membru de partid. Păi, în realitate, taică-mi nu mi-a recunoscut la un moment dat. Taică-mi e erou meu. De adevărat, cu toate pe lângă jur. A zis, bă, membrii de partid, la un moment dat, erau unii cu pinguri. Mi-a zis, o față, na, poate suportă consecințele. Dar partidul vrea și pe cei mai buni. Și eram bun. Și recruta și trebuia să aia. Și eu fugeam de UTC. Nu vreau eu pula mea să mă duc la UTC. N-aveam chestia asta prea mult. Și nici tata n-a fost nomenclaturism, n-a fost să se ducă în pula mea la PCR, că putea. Că papagala avea, știa să scrie bine, știa să vorbește bine. Și știe și acum. Dacă te convinge că pula ta e mică, când pula ta e mare. Și poate te ia și la capteală verbală. Eu știu. Că e taie. E o forță. Și eu la fel. Numai că câteodată e un suflet atât de blând. Nu știu, trebuie să mi-asum gust. Ca să ceva și avem acum, i-am făcut multe greșeli. Trebuie să fac ceva ce n-am făcut pe mine. Până la urmă, e. Timpurile nu e. Și vă ce e. Vom trage niște concluzii care s-au trat și cumva și ne tragem și tot ne tragem. Aia spune, vei. Tata e tata, mama e mama, sora e sora, fratele e frate, vărul, verișoara e văr. Fosta soție, fosta soție. Sau mama copilul tău, mama copilul tău, nu contează cu aia. Și dacă găsești și nu pe soluție. Așa, altă treabă. Hai să vezi pe tata, îl dau în gât, membru de partid. Nu mai e că s-a desfințat ce vreau ăla. Ia să zic ce fereu, că n-a fost naș, că ce vreau. Răducu Constantin Topitor. Mamă, era Topitor. Îi topea pe ăștia. Tata! Îi topei! Da, îi topea. Îi da flama, cenat cu flacăra, îi pârleam. Cum îi pârleam? Îi frigeam! Cum? Sau îi perfăleam? Bravo! Și flamă să bravo să zici la măgar, ești măgar, înseamnă că ai pula mare. Nu era topitor ăsta, a fost și tehnician, a avut mii de oameni sub ordine. Nu bă gândiți la prostii, chiar așa era. Numai că avea salariu mic și omul s-a dus la cașcaval mai mare. Dacă topitor era cașcaval mai mare, s-a dus la cașcaval mai mare, cum am făcut și eu. E normal. Păi e normal, vrei să-ți asiguri viitor. Ce înseamnă până la urmă lumea materială? Material, ai material? Bine, dă material. Uite că a semnat, mamă, băga omul original. N-are aia.
Are chimie. Petrol chimie. Ia băga la mișto, că nu era petrol chimie. Era institut de cercetări, da. Îmi plăcea că făcea mișto de cercetători. Da. Fără să vreau eu amator. Am ajuns mai tare ca un cercetător. Putea să faceți mișto de mine, faceți tot mișto de mine. Asta se întâmpla în anul cotizații, pe anul 1981. Copiii din ziua de astăzi, oricum se uită pe YouTube. Deci 81. Eu uite, tata, mamă, dar era original. Are și o semnătură superbă. Chiar de ala. Nu va are semnătura. Oricum nu contează că n-a publicat nimic. Nu știu ce a făcut cu cărțile lui. Eu impulsionat sunt să... Că are talent. Are, da. Acum poate s-a blazat. Trebuie să duc eu blazul mai departe, cât pot. Aici, eu nu știu ce. Da, bă, tata cel puțin, avem o chestie. Nu și-a ars ăla de partid, ca toți proști, protestatari, îi vedeai, gata, dacă mi-ar dă ăsta, nu mai sunt membru de partid. Păi tata nu mai era membru de partid, odată ce s-a făcut revoluția, tata era revoluționar. Tata n-a fost comunist din convingere, tata a fost muncitor. Tata era român, adevărat, tata era muncitor. La fel ca și mine, eu învățam. Pentru ce? Pentru... Nu neapărat România. România mă învăța din ce? Prin muncitorii, prin tot ce se întâmplă în sistemul ăsta. La sistemul e și bun și rău. Recunosc asta. Și eu aveam o datorie în față de el, dar datoria nu e chiar în rădăcină. Pentru că, la urmă, dacă te sufocă, poți să pleci pe lasă. Sau binele cu fața în ceva de fapt. Deci tata a fost membru de partid. La loc am târziu membru de partid. Acum ce vreau să... Da, s-a schimbat-o. Treabă că eu era să mor în anul ăsta de mai multe. Tot pot să zic că ești niciuna. Uitați-vă pe YouTube ce față aveam atunci și vă dați seama cum, fără să fiți medici, cum, ce mi se întâmpla. Uite ce față am acum. Mă doare pula. Îi iubesc pe părinții, cu toate că am ce să-i opolesc. Sunt în caracter atât de puternic. Nu că suntem buni. De fapt, nu place ce. Și ne-am făcut greșeli atât de mari în altora. S-ar putea să nu știu ce. Ne-au colit, ne cătură, aia, ne tachină. Ce fac? Am fost la o... Pitoritea asta, la am văzut două. Cartea de oaspeți, populiție, a lăsat propunere. Nu mai știu. Mi-am dat suflet.
forma lui. Da? Suflet, exact, poate cum am concentrat. Am lăsat în casa de oaspeți. Cartea de oaspeți. De fapt, nu. Nu e atent. Ei i-am lăsat cu poezie. Nu știu. Și de cartea de fapt. Sufletul meu și la fiecare văd cum vor. Ce simt? Ce te spun cum ar fi? Orice ar fi aia. Intervenție. Introducție, interjecție. Disjungere. Trebuie patrulere. Leonare. Adiere. Între niște sfere. Spirale, oare? Ce? Într-o mare de speranță, o lume plină de șanse. Tu n-ai vrea? Eu cu tău, tu unul cu meu. Go, and so forth. Put on.